Bine v-am regăsit! Valoarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură până la data de 31 decembrie se ridică la 162,6 milioane de lei. Cantitatea totală de motorină pentru care se acordă ajutor de stat sub formă de rambursare este de 90,5 milioane de litri, potrivit unei hotărâri adoptate vineri de executiv. Până la începutul lunii noiembrie, APIA a plătit 211 milioane de lei pentru ajutorul de stat acordat pentru motorina utilizată în agricultură. De asemenea, în ședința de vineri, Guvernul României a decis să suplimenteze cu încă 2 milioane de lei bugetul alocat schemei de ajutor de minimis pentru apicultorii care au suferit pagube din cauza fenomenelor meteorologice nefavorabile în perioada mai-iulie 2014, întrucât numărul de solicitanți înregistrați a fost mai mare față de numărul estimat de beneficiari. Românii care au optat pentru petrecerea sărbătorilor de iarnă în zone tradiționale din România și Europa sau pentru destinații exotice au cumpărat pachete de vacanță cu prețuri cuprinse între 150 și 21.440 de euro, după cum spun reprezentanții industriei de turism. Surprinzător, de Revelion se vând mai bine vacanțele scumpe decât cele ieftine, ca de exemplu destinații precum Dubai și Maldive, urmate de Bali, Singapore, Thailand, Mauritius, Mexic și Cuba, spune prin vicepreședintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism. În România, valoarea medie a unui pachet cumpărat pentru un sejur în România este de 200 până la 250 de euro de persoană pentru perioada Crăciunului și de 450 până la 500 de euro pentru un sejur de Revelion. Cele mai vândute destinații externe de Crăciun sunt Viena, unde avem programe cu autocarul de la 259 de euro de persoană pentru 6 zile, dar și Praga sau Dubai. Solicitate sunt și pachetele pentru piețele de Crăciun din luna decembrie, Viena, Praga, München, Nürnberg sau Bruxelles. Acestea au fost, doamnelor și domnilor, știrile economice. Cu informații din domeniu vă aștept și mâine la aceeași oră. La revedere!